Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip cu Starsend. Am rămas data trecută puțin speriați după ce ne-am întâlnit cu acei extraterestri. Știți, de fapt, ei și că sunt extraterestri, dacă mai țineți aminte când încerca să mă muște, de când se lupta cu mine chestia aia. Acel worm, desert worm, așa le zic eu, vierm de nisip, o să le zicem de acum încolo ca să ne fie mai ușor. Aveau niște ochi pe lângă dinții aia, parcă era așa, nu știu. Bun, între timp, eu mi-am făcut aici o loțiune de desert balm pe care o dăm pe noi înainte să ieșim afară ca să nu facem arsură. Nu știu dacă pot să le iau, nu. Cred că o să le las aici. Vedem după aia cum ne instalăm. Eu nu știu ce fac în continuare cu astea. Dacă mergem să ne uităm prin ce avem noi nevoie. Uite, un Venom Sack cu Desert Fruit, Remedy to Counter the Effect Poison. Ia să vedem. Da, avem unde ăsta. Ăștia se pot procura peste tot. Pe mine mă interesează celelalte două. Ce facem cu ele? Adică ne ajută, de exemplu, la armură? Putem să facem o armură din ea? Nu. Nu ne ajută. O să trească neapărat să facem un backpack. Deci asta ne-ar ajuta enorm. Trebuie să găsim niște leather pentru backpack. Sau să facem, nu? Facem leather cu... Da, deci ăștia nu ne ajută acum și sunt sigur că ne vom mai bătea. Nu o să ne mai batem noi cu respectivele, o să le las aici pentru că îmi trebuie totuși puțin spațiu. Astea pot să le mănânc, practic. Eu mă pregătesc de plecare, deci trebuie să ne pregătim să... O să las semnul ăsta aici. L-am marcat aici. Și el zice că mă duc în direcția asta. Văd acolo ceva după Dunaia de nisip și cam vrea să mă duc până acolo. Aș vrea să nu mă duc cu foamea în glandă. Drept urmare, ar trebui să mănânc. Aproape că sunt full. Și apă. Râture fil. E to drink. Să mă fac eu full de aici. În același timp, hai să dăm pe ăsta, să-i dăm consum. Gata. Avem și pălăria în cap. Mergem cu sulițele. Hai să mergem, tată, hai tare. Asta e. Urați-ne succes, urați-mi succes, că nu suntem mai mulți aici, sunt singur, asta e și problema de fapt. Și ar trebui, după această dună, bine, nu știu dacă e imediat după ea, dar ar trebui să găsim... Sau să vedem... uite aici. Bun. Cred că ăștia sunt... Știți că aici pe hartă, dacă dați pe M, sunt ruine. Vezi, ruine, piramidă, sunt semne. Aș putea să pun aici ruinele și poate... Hai să mergem până la ruinele respective și după aia poate de la ruinele respective mai vedem ceva și putem să ne îndreptăm în direcția aia. Că totuși... Mamă, deci nu se vede nimic pe aici, frate. Mamă, deci gândiți-vă să vă pierdeți în deșert, efectiv. Bill Grylls, nu mai lasă, mă gândesc că beau pișatul, deci nu mai lasă, mă gândesc. What the fuck? I was here. Cine a fost aici? Și nu se vede absolut nimic, voi vedeți, stai să stăm la umbră puțin. Unde suntem noi acum? Dar unde suntem noi acum? Am plecat ca fraierul aici, trebuia să plec cu semne. Că numai semnele le pot vedea pe hartă. Și îmi trebuie stick și cordage, sfoară. Iar eu... Na, pauză. Bun. Acolo văd altă... nu știu dacă mă coafează foarte mult să merg în direcția aia. Deci, eu dacă am luat-o în direcția asta, am luat-o pe aici. Da? Da. Hai să mergem în sus. Hai să mergem așa. Dar eu nu văd nimic acolo.
Deci, nu știu ce să fac. Am aia de loțiune pe mine. Am pălăria în cap. Dacă ne pierdem, aia a fost jocul. Mi-ar plăcea să găsesc o piramidă. Eu în continuare, așa să vă zic sincer, eu știu unde mă aflu. E foarte interesant că nu... Deci, efectiv, jocul se și bazează pe orientarea ta în spațiu. Asta e puțin ciudat, dar în același timp foarte interesant. Eu știu acum unde mă aflu, trebuie să merg mult acolo înapoi și momentan am făcut foarte multe stângi și drepte. Opa! Oare ce-o fi aia? Om avea apă acolo? Văd ceva mișcându-se acolo. Am văzut ceva mișcându-se acolo și era un animal, nu era ceva de speriat. Piramidă! O vedeți? Uuu, când dau mai jos, se vede și mai mare. O vedeți la îndepărtare acolo? Uite, 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 când dau așa nu se vede așa mare. Când dau, uite cât de mare se vede. Mai țineți voi minte că ziceam eu că nu cred că e nimic de speriat aici? Da, uitați ce am spus. Hiene, mâncava-și gurița voastră. Șacal, hiene, ce n-ai vist ăștia? Asta e... Asta e plin de așa ceva aici. Bă, sincer, nu m-aș duce acolo. Nu m-aș duce aici. Nu aș coborâ, m-aș duce către piramida aia. N-aș coborâ aici. Nu mă simt pregătit să cobor aici. Zice Claudiu în timp ce am crezut că e un coboară. Ce poate fi mai aici? Zic eu, n-aș cobor aici. Nu cobor în boșilor aici, ce aveți? Eu vreau să vă arăt exact unde n-aș vrea să cobor, practic. Metal depozit. Holy shit. Asta e bine de știut. Ne facem full apă de aici. Foarte frumos. Avem un metal depozit. Nu! Nu cred. Nu cred, ne-am pișcat. Pai de capul meu. Mor? O să mor? O să mor? Am ceva? Mi-a dat ceva venin? Nu mi-a dat venin? Fugi tatălică dacă nu mi-a dat venin. Nu te mai uita în spate. Du-te către piramide, direct mergem. În direcția aia parcă era piramida, nu? Da, nu mai stăm, frate. Mergem direct, uite piramida. Dacă... Eu uite-mă, ce repede am ajuns la piramidă. Deci fiți atenți aici, e în continuare. Da. Mă tot gândesc că... Uite, mă iau după ăsta și știu că mergem în direcția aia și pe dreapta. De aici, cred că de la ăsta pe dreapta, din câte mi-aduc eu aminte. Haideți că ne păstrăm așa ca Hansel și Gretel, cât de ceva simbolic frimituri, dar măcar ne luăm niște repere. Băi, eu știu că la piramidă trebuie să fii pregătit. Sunt sigur că probabil o să existe capcane sau monștri sau ceva pe acolo. Iar eu cred că ne cam avântăm prea mult ducându-ne acum la piramidă. Dar ce-mi doresc eu de fapt și de drept, să văd o oază, ceva cu apă și palmieri și ceva, ca să putem să ne facem acolo o bază, să fim aproape de piramide. Dacă nu mergem înapoi, but it's a hell of a ride, adică chiar e cam mult de mers. Ar trebui să mai găsim. Faza interesantă e că sunt dunele ăștia și nu știu niciodată ce sunt după dunele ăștia. Ați văzut și voi că am mers și am văzut acel loc.
E bine că ne-am pus o țără, ne-am băut apă, 40 de grade, dar nu ne e rău. Avem loțiunea aia pe noi, numai că momentan răgâfâim că am terminat toată stamina, ca să zic așa, toată energia pe care o am, vedeți aici, că se tot încarcă bara asta deasupra uneltelor. Eu încerc să fac aici, o să iau o turnătură, să merg undeva mai... Poate pot să mă sui pe piramide și să văd ceva de acolo? Ar fi și asta o idee, dar aparent nu poți să te sui până în vârf. Deși e ciudat că în deșert, în Egipt, aici ar trebui să poți, adică am văzut oameni care s-au urcat. Ios. Atâta ne trebuie să vină un de la. O... Da, deci nu putem să urcăm pe piramidă. Am rezolvat-o și pe asta. S-a rezolvat, nu se poate, cum s-ar spune. Ei, să-mi trag puțin răsuflarea. Da, 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 hai că dacă e... Am urcat o scară. Uite aici avem, urcăm mai mult. Păi nu mă interesează să descoper ceva. Neapărat ar fi parfum să pot să văd un pom, un palmier, un copac, orice. Ca să nu mă duc înapoi de unde am venit. Nu văd, fraților, nimica nu văd. Și pe de altă parte am și înconjurat piramida și n-am văzut o intrare în piramida asta. Adică de urcat nu putem să urcăm și o poartă n-am găsit. Cum intrăm în ea oare? Apa deja e la jumate, scădem la 37 de grade, ăștia sunt semne de... Ideea e că eu nu am lemne. Eu nu am... Uite, aici e intrarea la piramidă, vedeți? Hai să vedem. Să încercăm. Nu avem, dar avem ce să facem. Nu prea avem de ales odată ce suntem aici. Văd aici niște pomi. Oare aia se pot tăia? Doamne ajută, poate avem aici ceva, niște resurse. Pomi avem clar. Ok. Ce facem, boșilor? Boșilor, ce facem? Am zis că... Dacă toți suntem afară... Eu zic să luăm niște... Dead tree. Asta nu sună bine. Cum a ajuns ăsta să fie un copac aici? Mă și gândeam, bă, când se sparge, mă, odată. Bun. Ce facem, mă? Mergem cu ăștia. Eu vreau să știu cât îmi ia să fac un fire. Am stone-uri, am stick-uri. Bun. Să mai tai? Mai tai un copac și le iau cu mine? Voi ce ziceți? Să mai tai unul? Mă gândesc numai la noapte. Dacă vine noaptea, trebuie să facem focul. Și cu ce susținem? Cu ce îl susținem dacă nu? Eu zic că, na, patru ăștia, dar ideea e că pentru a face un zi, cum îi zice, mă, un shelter, ne mai trebuie cordage, frânghie. Și asta se făcea din stem. Adică din palmieri, din aia, și nu avem. Ba da, avem. Putem să facem frânghie, stați așa. Așa, ia. Yeah.
Încă una. Bun. Și drop. Drop. Craft. Bun. Am făcut 3 stem. Și ne trebuie frond 2, deci 9 ne mai rămân. Dar și arunc. Nu arunc nimic, le mănânc pe ăștia. Ba nu, că ăștia can be planted in the farm plot and cultivated to grow fruit. Bă, eu zic că de ăștia mai facem rost. Voi ce ziceți? Eu zic să renunț la ele momentan. Cu date seed. I-aș renunța la ele. Ce mă? Așa. Bun. Sau putem să renunțăm la asta? Că se mai tot găsesc. Da, bine că e fructul ăla. Nu știu dacă îl întâlnim aici, desert fructul ăla. Vedem. Hai să le lăsăm momentan aici. Și un shelter suntem capabili să facem. Asta e cel mai important, să avem shelterul făcut. Și un campfire. Bine că se lasă noaptea. Eu nu știu dacă voi auziți aceste sunete mirobolante, dar... What the fuck? Acum, chiar că ce lăsăm jos, mâncava-și gurița aia voastră. Tă-l naibii pe ăsta. Deja am găsit ceva interesant. Am și în partea de altă ceva, nu? Deci sunetul ăsta e to open. What? Now what? Stai cloth. Cât ne trebuie ca să facem un rucsac? A, ne trebuie leather. Ah, fuck me. Ne trebuie leather. Și oricum ar trebui 6. Dar leather-ul? Nu putem să facem leather, nu? Ok. Când plecăm, luăm o decizie. Poate ne trebuie shelter-ul. Cert e că... decât aici, nu? Da, bun. Avansăm, da, avansăm, mergem. Încercăm să nu murim, da? Deja soarele apune. M-am speriat de lumina aia. Aici ne-ar fi trebuit o torță. Noi mergem cu o suliță în mână. S-aude cum bate vântul pe aici. New recipe learned. Terrarium. Sand screw. Ok. Bun. Foarte mișto. Foarte mișto asta. Guys. Asta e foarte mișto. Și o...
Și de ce se văd ăștia așa acum frumos? E, cred că ce putem să facem este terarium. Și putem să facem sanscriu acum. Cu metalingo, leather și log. Leather luăm de la căprioare, asta știu eu sigur. Că am văzut că sunt căprioare, nu mă întrebați cum sunt căprioare prin deșert, dar parcă am văzut ceva animale. Ăștia ce sunt aici? Ok, deci săgeți o să putem să luăm o groază. Nu mai am apă. Bun. Trebuie să ne mișcăm. E clar că e, pentru mine e ceva foarte clar acum. Metal axe, învățarăm toporul șmecher. Deci partea asta că trebuie să le înveți așa, mi se pare absolut bestial de frumos. Chiar mi se pare super frumos. Știu ce să fac. O să mă duc să fac shelter-ul în față. Facem shelter-ul în față. Luăm ce avem de luat aici și m-aș duce din nou acasă. Și m-aș mai pregăti puțin. Sincer vă spun. Pentru că... e păcat să mă duc acum fără backpack. E clar că aici e de explorat cu backpack. Părerea mea. Hai să facem aici craft. Inventory is full. Normal. Ce nu ne... logurile. Hai să vedem. Craft. Am dat logurile jos. Mi-ar scârbă. Ce nu ne trebuie, mă? Carne. Ne trebuie probabil... să nu spui că îmi trebuie... nu-mi trebuie piatră. Gata, facem craft acum la shelter. Facem craft la shelter și mergem mai departe. Ideea că ni s-a dus și desert palmul, asta înseamnă că mâine, cum ar veni când ne trezim, nu prea mai putem să mergem prin soare, așa ca... ca boșie, așa cum am mers, până acum. Nu mă lasă să o pun aici shelter-ul, tu vorbești serios? Why not? I mean, what the fuck? Ok, mă, mine, pune-l în afară, ce să zic? Dacă nu mă las. Dăm piatra înapoi. Și mai am ele aici? Da, mă, fii atent că mai am sidurile ăștia înapoi. Aș putea să-mi fac și sid acolo la casă. Ideea e că mai știm să mergem înapoi? Să mergem oare pe soare sau pe... mă deshidratez de tot. Dar poate sunt alte pericole noaptea. Voi ce părere aveți? Părerea mea e să dormim. Mai avem două guri de apă. Și putem să trecem pe la hiene pe acolo, dacă mai țineți minte, era ceva apă. Și cred că putem să ne ajutăm de ele. Cred că cel mai bine aș fi să fac așa. Pentru că e clar că în piramida asta o să găsim o groază de resurse. Deja am intrat în ea și nici n-am intrat bine și am găsit o groază de chestii. N-aș vrea să le iau acum, deși cred că cloutul ăla l-aș lua. Și cred că zic chiar foarte bine că nici n-am intrat în ea. Și știți de ce? Pentru că nici măcar nu am ajuns să intru în ea. Ați văzut cum e destul de aproape. Ce vreau? Vreau să las aici, am zis că vreau să las jos chestii. Deci o să las, nu știu dacă las seed-ul sau... aolo, apa. Nu mai am apă deloc. Asta e ultima gură de apă. Și asta este una dintre principalele mele probleme acum. Apa. Bun. Cloutul ăla cred că mă poate ajuta foarte mult. Așa că vreau să-l iau. Bun. Și săgețile astea cred că sunt... destul de șmechere. Ce mor de foame acum. Consum. Bun. Hai să luăm și cloutul, da? Bun. Le-am luat. Bagă tare. Mergem până aici și am.
Le luăm și ăștia și plecăm către casă. Plecăm către casă. Nu mai zăbovim. Ok, cloutul, săgețile și logurile ăștia le facem noi din... Le-am lăsat jos. Da, hai să zicem că pietre, lasă așa, hai, lasă-le așa, nu mai luăm și logurile acum. Nu văd o prioritate logurile. Aici nu mai văd niciun fel de ăla, hai să plecăm. Mă referam un fel de chest. Ideea e că cu apa stăm foarte, foarte prost. Trebuie să o dăm tare. Nu știu cum o scoatem la capăt, că nu prea suntem bine. Nu trebuie să ne oprim până la hienele alea. Mamă, și cum mi se duce apa. Deci deja, guys, deja încep să mă de survive 4. Cred că la 4 ne oprim. Hai tare. Hai că poate încă nu e cu... Poate încă nu e soarele Blanao. Hai tare. You are thirsty. Fuck me, și de unde se iau apă? Nu mi se face ăla și pot să merg doar așa. Aoleo. Spuneți-o pe asta, băieți. Că nu mai poți nici să fug. Soarele bate în față. Mi-e sete. Mamă. 31 de grade. Ia zi, Claudule, de unde veniști? Că tu ții minte. Zi, de unde veniști, Claudule, hai. Am venit de acolo. Din față veni. Din partea asta veni. Fix din față am venit. Dar ca să ajung înapoi la ăia, mare minune dacă reușesc. Și în condițiile actuale e greu de tot. 31 de grade, încă nu e chiar atât de rău, dar e clar că e rău. Și nu mi se face stamina înapoi, asta este foarte urât. N-a început încă să-mi scadă din viață, ceea ce nu e așa rău. Dar atunci am fugit. Partea nasoală e că acum nu mai pot. Reușesc, mă, sau nu reușesc? Dați-mă un pronostic. Puneți acolo un pronostic în comentarii. Voi ce părere aveți? Voi ajunge până la final sau nu? Este calea cea bună pe care o iau acum sau nu? Este acest gândac bun de apă sau nu? Deci am venit din coace, am venit, mă. Na. Nu mai pot să merg nici tare. Probabil sunt și greu, că na, moacă. O să experimentăm pentru prima oară o cedare, nu știu. Mi s-a dus iar viața. You are thirsty. Yeah, I know, but... Eu cred că de acolo oamenii, băieți. Eu cred că de acolo am venit. Eu zic că din lateral. N-am venit din lateral? Mamă. Și ăla ce e, mâncața și curata, ce e aia? Scarabeu ceva. Trebuie să-l iau, am văzut că pot să iau și insecte. Probabil zgârm în nisip cu drăcovenia aia. Haide, mă, arată-mi. După duna asta, soarele răsare. Amelito. Unde mergem? Ce ne facem? Nu mai țin minte dacă am venit din dreapta sau din stânga.
Eu zic că am venit din stânga. Eu așa țin minte. Că am venit din stânga, boys, voi ce ziceți? Ce părere aveți? Bă, dar și apa asta, bă, pe care o beau din... din... recipientul pe care l-am. Ce ține, bă, așa puțin? Ce mă umple, mă, atât de puțin? Văd ceva acolo. A, știu. Ăla e ăla pe care, deci care vă ziceam eu și ăla e ăla de unde ne întoarcem. Și trebuie să ne apropiem de hiene aici. Aici trebuie să fie hienele. Ascultați voi la mine că ținui minte bine. E și olteanul din mine. Ținui o minte bine, de nu ținui o minte bine, fiți atenți aici. Ascultați voi pe mine că asta e. În direcția asta e direcția bună. De aici a venit. De aici am venit eu. Eu de acolo am venit eu. Eu de acolo am venit. Și să-mi bag picioarele că unde e... Dacă de acolo am venit... Aoleu! Mai am un sfert de viață. Mă, dacă staltele și ăștia mă duc în eroare. Fai de capul meu. Băi! Eu am zis, haide mă că... Na, nu aș muri eu de sete, ce naibii. Mamă, mamă, cred că... Nu, te rog, nu se poate așa ceva. După ce că mor de sete... Nu, vine aia și gata, îmi dă două perechi de palme și aia a fost. Fiți atenți aici. Au venit viermii, au venit extraterestri. Aia a fost. Uite, am găsit aia cu hiene. Hai mâncați-aș gura ta. Du-te, tată. Du-te, tată, du-te. Du-te, mai am puțin. Haide, Doamne, ajută. Vai, cum merg. Am shift un blanao, deci nu vă zic. Nu se poate, începe inima, mă ia cu palpitații. Nu, e și o hienă aici, în dreapta. Dacă se uită spre mine, am gata, asta sunt. Să nu mă vadă hiena, mâncați-aș gurița aia ta. Nu se poate să vezi că mor, fie că leșini-o fix. Nu se poate așa ceva, să vedeți voi de nu leșini-o fix când să mă duc să beau apă. Bă, lângă apă leșini, mă cad acolo, fiți atenți, cu gura deschisă lângă apă. Deci curge apa pe mine și eu nu mai îmi revin. Fiți atenți aici, de nu se întâmplă. Vine nenorocit. Bă, asta e mai mare! Vai cât am scăpat! Vai cât am... Nu, stai. Facem așa, nu avem ce să facem, frățicilor. Nu avem cum să facem altcumva, nu avem cum. Direct că mor. Dă-te așa, dă-te. Nu. Tu te naibii de aici. Haide mă că mor. Oh. Uitați-vă la viața mea puțin.